Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un bolid excepțional, un proiect, pot să zic mai exclusiv, un BMW G15 seria 8 2020, un bolid la care vom face un upgrade destul de consistent. Când vorbim de o asemenea mașină cu niște dotări superioare, este un model individual. Are tot ce vrei, de la sistem de navigație, de la cameră, față, spate, de la foarte, foarte multe opțiuni. Așa, ce se poate face unui asemenea bolid? Dacă nu, vom schimba, practic, sistemul audio. Altceva nu prea putem face. Așa. Voi introduce mașina în garaj. Voi detalia tot ceea ce vom face. Vă voi prezenta tot ce înseamnă produsele care le vom introduce și vom încerca și să montăm un sistem de evacuare electronic Maxhaust. Aceste mașini dețin Sound Booster, care este controlabil direct din partea de consolă, așa pe mod de Sport, Comfort sau Eco, doar că are o tonalitate mai redusă. Noi vom monta conectica și un sistem de modulare care va permite prezența Sound Booster-ului puțin mai agresiv. Hai să băgăm mașina în garaj și să vă prezint detaliat toate produsele care le vom monta. Hai să vă prezint puțin setup-ul acestei mașini, ceea ce va fi integrat în totalitate în acest autoturism. Hai să luăm fiecare component în parte, să vă explic fiecare ce va face, ce prezență va avea, ce facilitate va da sistemului. În primul rând vreau să menționez că seria G15, seria 8 2020, cum este acest autoturism, da, inclusiv producătorul Audison a spus în felul următor că în Europa a fost doar un singur asemenea proiect realizat și acela în Polonia, dacă bine am înțeles, așa, deoarece am încercat să ne documentăm puțin că ce necesități avem aici de ceea ce înseamnă difuzoare, conectică, amplificare, subwoofere și toate cele, da? Așa, și iată informația, este acest setup, ok? Deci este încă deocamdată ceva destul de rar, având în vedere ca și integrare. Am mai făcut noi diverse sisteme audio pe BMW-uri destul de noi, dar la varianta aceasta de seria 8, iată, este puțin mai delicat. Bun, hai să vă explic și în ce constă. Avem aici sistemul de amplificare AP Forza 8.9 bit, care este el, da? Așa, care este un amplificator cu procesor de sunet, multi-channel, da? El are conexiuni expres dedicate, să nu tăiem absolut deloc niciun cablu, nu rănim deloc conectica originală, nu facem nicio tăiere, nicio adăugare, absolut nimic, tot va fi perfect, plug and play, deci totul va fi super OEM, ok? După ce instalăm partea de conectică, facem alimentarea amplificatorului, bineînțeles, avem și partea de difuzoare și tot instalat, da? Așa, vom instala acest disc pe un laptop, da? După care vom introduce acest sistem de USB prin laptop, da? Și vom trece la partea de reglaje. Vom face tăieri individuale, vom seta atât fața cât și spatele, atât fiecare difuzor, fiecare canal în parte, atât pentru medii, pentru înalte, pentru subwoofere, pentru tot. Deci totul va fi perfect individual. Da? Nu mai avem stilul ăla vechi cu șurubelnițe, reglaje după ureche, după una alta. Acum avem laptop frumos, este generația zilei de astăzi. Am făcut asemenea proiecte și pe F16 2017-18. Am făcut și pe F30, care s-au dovedit niște proiecte demențiale, deci schimbate sisteme hi-fi, așa, și introduse sisteme puțin mai performante. Bineînțeles că cine vrea să facă o asemenea, așa de și investiție și un asemenea upgrade, cine practic are o mașină sau a avut o mașină anterioară cu un sistem Bang & Olufsen sau orice altceva care este mult peste sistemul hi-fi, așa, al unui asemenea autoturism și știe ce înseamnă o muzică mai calitativă, o muzică mai power, mai puternică, așa, mai accentuată față de ceea ce îți oferă un sistem puțin mai
basic, un sistem hi-fi, cum este la BMW, care are câteva mici lipsuri, doar în urechile utilizatorilor, repet, care au avut ceva mai bun. Când ai ceva mai bun, vrei să treci la ceva poate mai bun, dar când ai de ceva mai slăbuț, totuși încerci să îl corectezi. Corecțiunea, iată, este aceasta. Să sperăm că va fi ceea ce trebuie. Tot așa mi-a fost frică de un sistem hi-fi prima dată când l-am făcut. Așa am crezut că wow, hi-fi sună puternic, sună grav, sună tare. Și după ce mi-am pus eu sistemul meu, da, tot o asemenea, aproximativ asemenea configurație, am zis fantastic câtă diferență și n-am schimbat doar jumătate, exact cum vom face și aici, vom schimba jumătate de parte și vom face practic diferență ceea ce înseamnă ce pun eu și ceea ce este existent, odată fără sistem de amplificare, după aia cu sistem de amplificare, deci voi încerca să integrez toate posibilitățile și să vedem meritul acestui setup dacă este într-adevăr motivat. Bun, hai să trecem mai departe. Deci aici avem toată conectica care am zis că va fi perfectă. După aia avem difuzoarele de uși care sunt ele și partea de spate. Vorbim de un cupe, da? Deci nu avem uși de spate, va fi puțin mai dificil ca să ajungem la difuzoarele de spate, dar nu este o problemă, îmi place toate provocările fără nicio problemă. Tot aici avem partea de tweetere și partea de filtre, da? Iată-le aici, cu suporți în cazul în care necesită aceste suporturi de BMW dedicate. Aici sunt fiecare tweeter individual pentru fiecare sistem. Da? Aici avem fiecare crossover. Avem cu 0 sau minus 3 decibeli activ. Așa. După care, tot pentru ele, în cazul în care scoatem conectica din difuzorul original, iată că aici avem practic aceeași conectică, doar că dacă necesită o prelungire sau necesită un alt tip de conectare, producătorul îți oferă un prelungitor care intră frumos aici, da? Și ai acces, de exemplu, dacă el are conectivitatea pe sub fața de ușă, da? Iar acest difuzor intră în ușă, în tablă, în spate nu mai ai practic acces să bagi acel cablu. Da? Cu acest prelungitor frumos îl bagi, nu tai nicio mufă, nu tai nimic, totul este perfect în continuitate, să zic așa, și nu s-a rănit absolut deloc nimic. Bun. Ajungând la subwoofere, iată-le și aici, individual pe amândouă, da? Avem 200 de W RMS la 4 ohm, ok? Așa, sunt S8.4 de la Audison. Așa, avem și aici niște, pot să zic așa, ia să vedem. Bureți pentru a prelua orice, a rigidiza un pic și plasticul care vine capacul peste el ca să nu avem absolut deloc nicio trepidație. Apropo, iată aici avem conectică exact originală, nu se taie nici aici, nici un fir, toată mufa vine perfect original în această locație. Deci nu necesită fire, nu necesită șurubențe, nu necesită absolut nimica. De-aia am zis că acest sistem, acest sound setup este perfect realizat pentru BMW-uri, pentru acest G15 și tot ce este seria G, seria F, da? Inclusiv și pe seria E putem vorbi, nu chiar de acest setup, dar ceva asemănător. Ei, și în ultimul rând, iată aici avem și modulele Maxhaus, care vor fi și ele cu conectică aferente, exact ce v-am zis, că trebuie legate la tot ce înseamnă alimentare, can, informație, calculator, tot, care va genera sunet pe evacuarea existentă, pe sound booster-ul care este instalat undeva sub mașină. Bine, cu toate acestea explicate, hai să ne începem, hai să demolăm puțin interiorul. Și să mai și glumim puțin, care arată un pic interesant. Dar nu, mi-e frică de el. Mă joc un pic că mă bâlbâi. Este ceva wow, demențial. Foarte frumos. Da? Ce voi face aici? Practic voi elimina fețele acestea de uși jos, scaunele afară și ceea ce înseamnă capitonajul de interior, banchetele afară. Deci este puțin de lucru. Iată ce demențialii și această manetă. E superb. O mașină foarte, foarte frumoasă. Ok, hai să trecem la treabă și să vedem ce putem face cu acest proiect. Rămâneți cu noi și veți vedea
tot ce înseamnă parțial, schimbat, stânga față, stânga spate, un subwoofer, făcând diferențe, da? Cei ce ne urmăriți pe Facebook, intrați în comentarii și acolo o să vedeți practic fiecare etapă cu poze, pas cu pas, cum le schimbăm, cum le manevrăm toate aceste poziții, da? Iar pe canalul nostru de YouTube, pe Sound Identity, acolo se va vedea de la A la Z, practic tot proiectul care va fi realizat pe această mașină. Rămâneți cu noi și hai să trecem la treabă! Prima față de ușă eliminată. Vreau să vă prezint toate clipsurile intacte. Nu s-a rănit absolut deloc niciunul. Nu s-a rănit nici fața de ușă. Vreau să vă prezint. Toate sunt perfect la locul lor. Da? Deci tot. Absolut tot este perfect. Fața este perfect intactă. Nu avem absolut deloc nici cel mai mic deranj. Acum hai să vedem puțin și ce avem în față. Iată și ușa noastră. Așa. O ușiță destul de mare. Iată acolo avem difuzorul care este existent. Twitterul este direct pe fața de ușă. Așa. Și aici foarte superb. Iată și pe lângă vopsea. N-am rănit nimic. Am folosit ustensile exact ce trebuie. Și acum să facem eliminarea în continuare a elementelor. În prima fază vreau să desfac mașina în totalitate, după care să pun tot ce trebuie în fiecare locație. Hai să vedem evoluție proiect. Ok? Prima dată. Fața de ușă dreaptă, eliminată, frumos, nerănit nimica, tot perfect. Vă arăt imediat și clipsurile din toate ușile. Iată aici am dat jos pragul, da? Iată acolo e pragul cu toate clipsurile intacte, acolo sunt toate șuruburile, acolo este și un clips care încă l-am lăsat ca să-l bag înapoi. Acolo avem un plastic cu toate picioarele perfect intacte și aici acest plastic cu, inclusiv și cu agățătoarea perfect intactă. Așa. Aici am dat jos capacul protector de la wooferul existent. Da? Deci toate BMW-urile aici au sistemele de bas. Ok. Și acum, hai să vedem un pic inclusiv și în spate. Iată, am decopertat partea stângă în totalitate, fără să rănim, fără să facem absolut deloc nimica. Da? Exact aceeași chestie avem și pe partea dreaptă, decopertată tot, dar mergem și dincolo să vedem ce se întâmplă acolo. Tot așa, fața de ușă demontată. Iată, puiuțul ăsta de difuzor care mi se pare foarte mic pentru ceea ce trebuie să rezulte, ceea ce trebuie să facă, dar acum în varianta noastră va avea potențial și va avea power, deci eu zic că va suna demențial. Tot așa, aici avem pragul cu toate clipsurile intacte, așa, toate șuruburile frumos aliniate, tot aici avem și inclusiv partea de woofer, cel de pe partea șofer, ok. Așa, iată și aici avem locația de unde am extras pragul și să vedem puțin și din această parte, iată, demontat tot. Cam atâta este în prima fază nevoie să demolăm pe interior, da, așa, și acum să trecem să implementăm noile difuzoare, dar nu înainte să vă arăt, da, exact ce v-am zis, iată toate clipsurile de la partea de spate, deci ceea ce este panoul de pe această parte, așa, iată clipsurile, iată și aici clipsul, iată difuzorul care este existent aici, care îl avem expre perfect, dacă țineți minte, iată încă sunt aici, așa, exact acolo vine frumos ceva deosebit, iată că aici nici măcar parte de Twitter nu avem, ca să vă arăt puțin mai exact, uite aici, da, lipsește inclusiv și parte de Twitter, asta înseamnă că este un o variantă mai, mult mai basic, mult mai simplă de sistem. Deci eu zic că va fi ceva super deosebit. Așa. Iată tot așa panourile de față, care iată aici avem inclusiv clipsurile, inclusiv pentru stânga, inclusiv pentru dreapta. Tot le avem aici pregătite să le prezentăm clienților, să nu fie după aia că se mai redemolează vreodată vreo față de ușă și să se zică că bai, unde ai fost anterior, acolo s-au rupt. Nu permitem acest lucru, filmăm tot ca să avem dovezi clare că ele sunt perfect intacte.
Ok? Tot așa mergem la panoul din partea dreaptă, care și el aici are lipsă tweeter. Dacă observăm, aici are difuzorul, iată aici are clipsurile. Așa, dacă este un proiect unicat în România și pot să zic că sunt primul în România și v-am zis și în Europa, se știe de a doua mașină care este făcută la nivel de sunet ca și G15, da? Seria 8. Așa, pot să mă numesc foarte mândru de această chestie, deci vreau să am grijă maximă și vreau să scot un rezultat deosebit din acest sistem. Ok? Hai să trecem la treabă și să vedem rezultatele ulterioare. Mamă, ce frumos este și această manetă de schimbător. Sunt multe detalii excepționale aici. I-am dat o trezire la partea de can. Deci e ceva wow. Ok, hai să trecem la treabă și să vedem etapele, toate în totalitate. Asta arăt prima diferență, deci fie atent aici, difuzor simplu, fără nici măcar tweeter, da? Deci asta este deja un dezavantaj mare. Și iar dacă are basic-ul de amplificare, pf, o să fie diferență exagerată. Hai să vedem prima situație și primul schimb, ok? Iată aici avem tweeter-ul care va fi implementat, tweeter-ul de la Audison. Iată să facem un pic de comparație, uite-te tweeter-ul de la BMW, da? Original BMW, ok? Este el. Mult mai mic, mult mai... cu diferențe foarte mari, atât frontale, cât și motorice, da? Iată cum arată tweeter-ul nostru față de tweeter-ul actual, în prima fază. Aici vorbim de puteri. Bun. Vreau să menționez că am și introdus unul din tweetere deja perfect în locație. Nu a necesitat să pun niciun adeziv sau nicio altă soluție de lipire. Are inclusiv acest ghidaj, tweeter-ul, care este expre pentru BMW, de aceea este dedicat. Nu știu dacă vă pot arăta, dar aici are un canal perfect unde intră practic acest ghidaj și odată capsat stă perfect. Bun. După ce am implementat în această poziție tweeter-ul, va veni și filtrul, da? După care vom schimba difuzorul de pe ușă și deja prima față de ușă poate să urce sos. Iată extragerea primului difuzor, da? Iată diferențele, hai să vedem. Odată dorsale, da? El este o variantă easy. Așa, el este o variantă mai gigantică, ok? Care suportă mult mai mult power. Așa, iată cât de altfel ar fi. Practic în membrane, atâta că puiuțul meu este puțin mai solid, da? Așa. Dar în suflet, în magnet, este mult mai potent, rezistă mult mai multă putere, se vede clar. Ok, hai să îl integrăm pe el, hai să punem fața de ușă sus, da? Să schimbăm woofer-ul, să schimbăm partea de spate și după aia să facem deja o mică diferență. Pe scurt, prima ușă este în totalitate gata. Hai să vă arăt frumos, aici este continuitate perfectă, nimica nu s-a rănit absolut deloc, tot este perfect capsat, toate clipsurile la loc, nu se vede nici urmă că a fost desfăcut, totul este perfect rigid montat, să trecem la următorul pas. După cum am zis, dreapta față gata, hai să fie și dreapta spate în pregătire, aici avem difuzorul, frumos, pregătit și el, care va veni exact perfect în locațiile șurubului. I-am zis că suntem foarte documentați înainte de a apuca de acest proiect, să nu dăm greș. Și tweeter-ul va veni și el super perfect aici, în locația noastră. Încerc să iluminez puțin mai mult situația, să se vadă. Și de ce spun eu întotdeauna că sunt difuzoare dedicate? Iată, avem acest mic șanț care este exact și aici. Eu iau tweeter-ul și îl bag perfect. Iată cât de superb stă acolo, zici că de aici a fost inventat. Nu degeaba Audison fac niște difuzoare dedicate demențial de corect, odată ca și integrare, cât și foarte corect în sunet. Da? Hai să integrăm totul, să punem la loc și să trecem la etapa următoare. Partea dreaptă spate și ea perfect terminată.
Așa, este super pus la loc tot, la linie, fără nicio, absolut niciun mic deranj, tot super perfect. Iată, exact la linie. Și acum să trecem la partea de sabufăre. Ok? Iată, am eliminat sabufărul din locația originală. Aceasta este partea dorsală a sabufărelor. Iată, acesta este micul slim, așa. Iată, al nostru este puțin mai barosan, să zic așa. Acestea sunt diferențele. Eu zic că va fi foarte, foarte consistent ceea ce va primi, practic, ca și bas aici. Iar asta este locația care o avem. Hai să implementăm și basul nou și să trecem la etapa următoare. Gata și basul sau bufărul este montat corespunzător, fixat. Iată-l pe cel vechi out, iată-l pe cel nou in. Punem capacul și evoluăm. Și capacul este gata montat, deci totul a devenit exact custom, frumos, ca și originalul. Iată, am ajuns și la partea de spate, unde am extras sistemul de amplificare, modulul de generare sunet, care generează practic sunetul la evacuare electronică, care îl vom schimba și pe el cu sistemul MaxHaust, ok? Iar acolo este locația unde trebuie să integrez și să fac eu toate necesitățile de adaptare, amplificare, una alta. Să ne apucăm să legăm toate conecticile aferente, toate aceste 40 de fire sau câte sunt, și să le conectăm corespunzător ca să putem da semnal amplificatorului și să scoatem semnal din el pentru a putea procesa sistemul. Costorim fiecare fir cu fir, punem tub termo ca să fie tot perfect contact, superb. Am ajuns în faza în care am costorit toate firele, tot ce înseamnă conectică, da? Le-am termoficat frumos cu tub termo, toate sunt perfect, pot să zic, aliniate. Expert după ceea ce înseamnă canal 1, canal 2, canal 3, 4, 5, 6, 7 și al 8-lea practic rămâne liber, deoarece avem ieșiri de 7 direcții, ceea ce înseamnă față 2, spate 2, subwoofer 2, central 1 și ar mai avea al 8-lea care nu este utilizat. Deci amplificatorul ar fi capabil să scoată 8 ieșiri. Ok? Bun, hai să trecem și să conectăm tot ce trebuie. Mai exact partea de amplificare, să facem și un stativ, un suport, să văd cum pot fixa amplificatorul și să vedem încet încet ajungem la final. Scoatem după aia laptopul, conectăm la amplificator, facem toate tăierile și tot ce trebuie din calculator. Să vă prezint puțin ce înseamnă când vă spun că nu tăiem absolut deloc nici o conectică. Acesta ar fi amplificatorul original al mașinii, da? Această conexiune până aici la mufa neagră este conectica ceea ce a fost în amplificator. Noi acea conectica am introdus-o în conectica noastră care vine, se ramifică în alte direcții, așa, se reintroduce, iată, frumos, exact cum am zis, plug and play, vine această mufă, intră înapoi în amplificatorul OM original și atunci noi practic nu am intervenit și n-am tăiat nici un cablaj din ceea ce este original. Am scos doar semnale care le vom introduce în amplificator și vom reintroduce în sistemul de amplificare alte, în sistemul de boxe alte puteri. Ok? Deci practic aici dacă vedem are inclusiv fir de alimentare plus minus, ceea ce îl oferă amplificatorului să fie activ, pentru că în el este și partea de radio, după câte văd că intră și antenele. Așa. Și partea de boxe nu mai are treabă cu ieșirea și cu intrarea, cu nimic absolut, nici cu semnale de primire, nici cu semnale de intrare, nu mai are treabă deloc cu sistemul de amplificare. Acum noi vom alimenta amplificatorul, ceea ce îl punem noi, Audison Forța, da? Și după care îi vom da testele și îi vom regla toate sunetele aferente. Să facem despărțire de față, spate, subwoofer, central, tot. Hai să continuăm. Cablajele aferente,
frumos vin de acolo, le mai prindem și acum începem să punem tapiseria la loc. Ultima viziune, tot cum am făcut conexiuni, ce am făcut de la A la Z, ca să vedeți un pic finalul a proiectului înainte de a face și testele finale, da? Iată, aici am prins frumos conectica, am trecut-o frumos prin bornă, prin acest învelitor de protecție, am prins acolo frumos casa de siguranță, am tras-o frumos, am tras-o prin locația unde trece curentul și pe aici, am fixat amplificatorul frumos acolo, am fixat cablurile frumos aici, nu mișcă, amplificatorul este perfect acolo, deci tot este în perfectă stare de fixare, pot să spun, da? Fără nicio, absolut nicio problemă, iar acum punem tot ce trebuie copertinele și după care facem testul final. Să vă arăt un secret care nu cred că mulți l-ar arăta, pentru că ar zice că ar fi rușinos, dar mie nu mi-e rușine de absolut nimica. Din contră, vă arăt cum se poate rezolva această soluție când vă face cineva așa ceva și practic vi l-ar lăsa în mână sau v-ar lăsa cu soluția să o găsiți dumneavoastră. Mai exact despre ce este vorba. Deci aici dacă am introdus practic amplificarea, da? Iată cât de elegant, nu se vede nimic, toate filele stabilizate, legate, tot frumos. Tot. Aici, dacă țineți bine minte, sau cine aveți posesor de asemenea BMW, aveți un asemenea locaș distribuit cu tot felul de compartimentări, unde îți bagi partea de remorcare, șurubelnița, antifurtul, pompa, una alta. Dar acum am rezolvat noi această problemă ca să fie perfectă, da? Deoarece acest amplificator puțin necesită și aer, că dacă puneam și această... practic această carcasă în interior, sufocam odată că mai mult, a doua oară nu puteam să-l prind așa de bine de tablă cum l-am prins acum și tabla totuși preia un pic temperatura. Acum, hai să vă arăt ce am făcut. Foarte simplu și ușor, așa am rezolvat problema. Am pus un burete frumos pe interior, între baterie și peretele respective, am pus pompa, am pus jos partea de a furtun, tot. Aici am pus partea de antifurt, aici am pus parte de cârlig. Acestea îl voi mai îmbrăca cu un burete ca să nu zdrongăne absolut deloc. După care îl pun acolo. Bine, acum a fost pus doar de formă ca să vă prezint dumneavoastră. Și iată ce elegant, frumos, închid și practic totul rămâne ca și cum n-ar fi nevoie nimic aici. După ce am rezolvat toate detaliile și nu mai am absolut deloc nicio obturare, niciun cablu care să-mi facă vreo problemă sau orice altceva, totul e pe siguranță. Aici totul este foarte strong prins, cu foarte mare grijă, da? Deci practic trag această lampă și totul devine frumos ca original, ca și cum a venit, da? Doar că are o piesă în plus de care nu mai are absolut deloc nevoie, ok? Acum voi închide practic partea de portbagaj, după care voi trece la filmarea când am fost cu un pas anterior și eram cu laptopul introdus și fac testul final de sunet. Înainte să vă prezint demonstrația finală, vă prezint că mașina iese în totalitate fără nicio eroare de la noi, da? Nu va avea absolut nimic, nici airbag, nici absolut nici cea mai mică eroare posibilă, da? Ia să închid inclusiv și ușa, frumos. Iată că tot este non-error, da? Deci aici nu avem absolut niciuna, deci totul este super perfect. Ei, într-un final, se pare că am terminat setup-ul acestui BMW, spectaculos, BMW G15 seria 8 2020. Așa, hai să vă arăt din mare. De aici este setat practic tot sistemul. După câte v-am zis, nu mai există șurubelnițe, nu mai există nimica. Există USB, există conectare cu partea de amplificare, care este el. Încă nu este poziționat fixat în totalitate la final, deoarece suntem la ultimele teste, dar am vrut să vă arăt că de aici putem practic inclusiv seta tot sistemul. Câtă putere dăm la canalul de subwoofer, câte puteri dăm la fiecare canal, față, spate, stânga, dreapta, tot, inclusiv la basul stânga, basul dreapta, cum vrem noi. Iată aici avem
multe setup-uri care le putem face practic individuale, da? Deci orice, cum modificăm puțin aici, da? Iată, se modifică inclusiv și aceste puncte, da? Iată aici se modifică tăierile, deci nu mai umblu la reglaje, deoarece în principiu toate le-am făcut corespunzător. Hai să vă arăt puțin și cum sună, da? Să ascultăm împreună, neapărat să ascultați chestia asta cu căști, că altfel nu veți putea practic identifica ceea ce se numește puterea primită, ceea ce se numește basul care îl are sistemul, da? Ia să vedem un pic și când se închide sistemul. Superb. Inclusiv și maneta asta ce pe mine mă foarte, foarte impresionează. Bun, și acum hai să trecem puțin să pornim mașina. Bun? Iată cât de superbă este. Și acum am pregătit prima melodie, da? Una mai agresivă un pic în ceea ce înseamnă bas și una alta, da? Dar hai un pic să vă prezint așa setup-ul practic a egalizatorului care este existent. Bas, zero, treble, foarte puțin, balans, fader, tot, da? Ascultă cu căști neapărat. Pot să zic că în varianta în care acum ascult eu practic muzica aici, așa să vă gândiți că nu am putut practica absolut deloc să comunic cu clientul, deoarece a fost și el aici, așa, și am testat sunetele și le-am reglat după calculator, după cum am vrut noi. În prima variantă lui suna maxim blană atâta, că puteai vorbi liniștit, frumos, da? Dar acum ai... First let me hop out the motherfucking Porsche. I don't wanna hit that ass. Don't seem like a horse. I be ballin' on these niggas. Got me feelin' like sports. Cash got so much wood I could build me a fort. Ain't too many things I ain't done yet. I'm the king of this shit. Crowned by the toilet. Nu știu cât ar fi capabil, practic, telefonul meu să înregistreze acest volum de muzică ca să nu distorsioneze, da? Dar e demențial cum sună. Mai ales dacă asculti cu căști, auzi și basul care, practic, este de o frecvență mai joasă, da? Care este redată doar, practic, prin căști, da? Și dacă asculti cu căști, iată de aici. Stai un pic să-ți arăt. Iată. Deci dacă ascult cu căștia asta, o să-ți dai seama despre ce vorbesc. Fără căști, nu ai ce asculta chestia asta. Sună într-un mare, 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 mare fel. Dar dacă dau mai încet... Deja așa, deja strig. Man, I've been on fire ever since they made the lighter. My boys will pull up on your homie, I ain't talking diapers. Walk into your function, old boy. Hai să punem și altă melodie, să încercăm cu mai multe variante. Ei, ascult-o pe asta. Agresez în altele. Sună crimă. Hai să ascultăm vocea, că și aia e foarte importantă. Ascultă-o în blană. Imediat vine vocea. Fantastic cum sună. Demențial.
Ascultă vocea! Blană! Așa o zic! Deci, nici nu pot să vă zic că nici măcar dacă urlu nu cred că m-au zis, da? Ascultă vocea în blană. Las în alta zero. Nu bârie, nu bârie, nu râcâie, absolut niciun plastic, absolut deloc nimica. Blană! Și aici strig, atenție, că poți să faci party cu ea cât de tare sună de afară, da? Dar ascultă ce frumoase sunt efectele! Absolut perfect! Ascultă! Acum, vocea... Cam atât pe final, cam asta este rezultatul care l-am putut aduce. Nu uitați, cine doriți un upgrade de sistem audio sau orice altceva, ne puteți găsi foarte ușor pe www.soundidentity.ro, ne găsiți pe Facebook Sound Vancea sau Sound Identity Hifi Oradea, sau pe canalul nostru de YouTube Sound Identity, unde dacă intri, te abonezi și intri în playlist-uri la sisteme audio sau la BMW, veți găsi mai multe setup-uri de genul făcute pe F16, pe F30, pe Seat Taraco 2020, toate mașinile astea puțin mai noi, da? Care au procesoare de sunet și tot, tot, tot. Și nu uita, ascultă cu căști întotdeauna orice clip sau vlog fac eu cu sistemele audio. Mega power! La revedere!